Bună ziua, numele meu este Daria și e Daria, iar noi suntem doi din creatorii jocului The Night Before Exemption. În ultima vreme, jocurile au evoluat extrem de mult. Dacă ar fi să ne uităm în urmă și să le comparăm, cum era grafica înainte, extrem de simplistă și povestea complexă, iar acum grafica, cât și mecanicile sunt foarte bune, nu ne vine să credem. Însă inima noastră bate tot de acolo de unde am venit. Așa că noi am dorit să readucem acest stil, însă prin propriul nostru mod. Am creat un joc single player bazat pe conceptul point and click, ce evocă exact elementele ce a făcut stilul atât de popular și plăcut, însă cu un punct culminant neașteptat. Personajul principal se trăiește într-un loc străin, într-o casă părăsită și este nevoie să găsească indicii pentru a putea să afle cum a ajuns în această situație. Jocul are un farmec aparte, iar încheierea cu succes a aventurii este doar o mică parte din ce poate oferi jocul. Și totuși, făcând un pas înapoi, ce este acela un joc bun? Lumea când vine de la serviciu, tot Flappy Bird se joacă. Punctul pe care am vrut să insistăm a fost grafica, datorită pasiunii noastre pentru arte vizuale, cât și inspirația din jocurile similare. A fost foarte ușor să ajungem la acordul tuturor din echipă să folosim grafica old school, care s-a potrivit ca o mânușă atmosferei impuse de joc. În ciuda universului limitat, am folosit foarte multe detalii care au contribuit la complexitatea poveștii și a adus o interacțiune puternică cu jucătorului cu mediul creat. Am vrut să atragem jucătorul cât mai mult în lumea noastră, astfel am adăugat multiple feluri de interacțiuni pe elemente, să adăugăm un plus de vizibilitate gândurilor jucătorului și nu numai. Elementele narrative sunt elemente narrative în plus care au fost puse ca să îmbunătățească firul narrativ și să oferă detalii despre caracterul personajului și despre povestea din spatele său. Atenția la atmosferă a fost încă un punct pe care ne-am axat în principal pe lângă grafică și astfel am adăugat o coloană sonoră care să intensifice elementul de suspans și sentimentul de neliniște. Am avut puzzle-uri intuitive, deoarece n-am vrut să frustrăm jucătorul și avem și o durată limitată a jocului. De exemplu, zicala pereții au urechi, am luat ad literam și am implementat un joc în combinație cu alte elemente. Funcțiile pe care le-am mai integrat în joc este funcția de autosave pentru momentele neplăcute, deoarece se activează în momente cheie ale jocului, să evităm neplăcerile. Avem alegeri intuitive, ne-am axat pe... am fost inspirați de jocurile similare. Avem și două finaluri, una cu o temă fericită și una cu o temă mai puțin neplăcută. Așa. Și avem de asemenea un sistem de inventar, așa cum îl puteți observa, pentru gestionare mai bună a elementelor și un sistem de dialoguri, parte a finalului și schimbă atmosfera. Până acum a fost o atmosferă de solitudine și apariția unui nou personaj oferă speranță jucătorului că poate să iasă. Easter egg-uri. Avem mai multe easter egg-uri, dar vă lăsăm pe voi să le descoperiți când jucați jocul. Și în ciuda lipsei de experiențe, noi am fost foarte mulțumiți de produsul finit. Am reușit să creăm și să vizionăm cu ochi critic ceea ce am creat. Am îmbunătățit și am rezolvat toate greșelile. Am avut o viziune clară și în ciuda limitelor și obstacolelor întâlnite, nu ne-am dat bătuți. Am avut, de asemenea, una dintre lecțiile învățate, care cred că e foarte importantă și la școală, cred că toată lumea are o problemă cu asta, deadline-ul. Nu putem să ne ținem de un deadline ca lumea și astfel jocul ăsta, când toată lumea depindea de elementele create de celălalt coechipier, fiecare trebuia să își respecte timpul acordat pentru fiecare detaliu. Chiar dacă am început într-o echipă mult mai numeroasă față de câți am ajuns, am fost 7 la început, nu pot să zic că am avut un rol clar
în echipă, fiecare ajutea pe fiecare, dacă nu a avut, dacă cineva nu știa cum să implementeze sau a avut o problemă cu un anumit program, ceilalți cu echipieri săreau un ajutor și ofereau răspunsurile căutate.